Dragilor și dragilor, să nu poateți niciodată ca mine. Adică eu încă de la 13 ani am cochetat cu vorba lui Moțu Pitiș, cu demonul alcool. Este sfatul unui om care acum are nevoie de o bucată de ficat pentru a trăi. Cristian Pațurcă a aflat în urmă cu mai bine de 2 ani că suferă de ciroză. Primul pas pentru a te face bine, trebuie să recunoști că ești alcoolic. Recunosc că alcoolul m-a adus unde m-a adus. La sfârșitul anului trecut a ajuns la spital în stare gravă, fiind la un pas de moarte. TBC și ciroză, două boli care nu l-au doborât însă. Încă mai pot să fiu în picioare, să susțin necesarurile de care e nevoie. Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, în urmă cu 2 ani, Cristian Pațurcă a rămas fără casă. După ce m-au aruncat în stradă, din Cotroceni, locul în care m-am născut, am găsit un loc undeva prin drumul Taberii, unde stau cu chirie. Acum are șansa de a-și lua viața cu adevărat de la capăt, la fel cum i s-a întâmplat și solistului trupei Iris, Cristi Minculescu. Șansa vine de la jumătatea lui. Iubita artistului va dona o parte din ficatul ei. Asta este soarta iubitelor, la fel ca și Rodica Minculescu și prietena mea o să facă lucrul ăsta. Mi-e frică, mi-e foarte frică. Cred că maxim într-o lună de zile nu mai îmi permit să mai stau, că... Artistul nu se gândește prea mult la boală. În fiecare zi se bucură că poate să facă ceea ce îi place cel mai mult, să cânte.